bun găsit la știrile Brașov TV, sunt Silvana Voroven și iată titlurile ediției. Au trecut 9 ani de la cea mai controversată dispariție din istoria României, dispariția Elodiei Ghinescu. Brașovul este din ce în ce mai atractiv pentru investitorii străini, detalii imediat la știri și vom avea parte de o toamnă lungă. Meteorologii vin mai târziu la știri cu informații. Au trecut 9 ani de la cel mai controversat caz de dispariție din istoria recentă a României. Nici în ziua de astăzi, familia și prietenii Elodiei Ghinescu nu știu ce s-a întâmplat cu avocata din Brașov. A fost căutată de autorități mai bine de 2 ani, însă fără niciun rezultat. Noaptea de 29 spre 30 august anul 2007. Este seara în care Elodia Ghinescu parcă s-a evaporat pur și simplu de pe fața pământului. Joia aceea, 29, era o zi de joi, urma să ne întâlnim în ziua când el noaptea a omorât-o. Și am sunat-o de pe drum și n-a mai răspuns nimeni. Am sunat la birou, nu mi-a răspuns nimeni. Am sunat acasă, nu mi-a răspuns nimeni. Și atunci am zis, măi, poate că asta ne-a dus pe noi în eroare. Poate o fi plecat cumva la Pitești, am gândit noi. Avocata familiei Ghinescu, Crina Radu, își aduce aminte cu plăcere de Elodia. Vorbisem cu Elodia chiar înainte, chiar după ce a venit din concediu, am vorbit cu ea la telefon și chiar urma să ne întâlnim. Era într-o stare foarte bună că venise din concediu, nimic nu prevestea. Era o persoană plină de viață. O colegă deosebită pe care te puteai oricând baza dacă aveai nevoie de o substituire. Au fost 9 ani plini de frământări, de griji și de stres continuu. 9 ani în care familia Elodiei nu a încetat să caute indicii și răspunsuri legate de dispariția avocatei. În amintirea ei, mama și fratele Elodiei Ghinescu au aprins lumânări și au pus flori la mormântul gol de la Biserica Cândești din județul Argeș. Am fost la cimitir, am pus flori frumoase, cum obișnim noi să punem flori în acelea mari, frumoase. Am pus candeluțe, lumânări, am plâns. Chiar și vecinii fostei avocate își amintesc de ea în aceste zile. Era o femeie plăcută și în casă, gospodină, era foarte frumos în casă la ea. Și pe stradă, cu toată lumea vorbea, nu era mândră. Deși cadavrul nu a fost găsit nici până în ziua de astăzi, magistrații judecătoriei Brașov au declarat-o pe Elodia oficial moartă la 5 ani de la dispariție. Ulterior, fostul polițist Cristian Cioacă a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru uciderea soției sale. Cea de-a doua sesiune de bacalaureat s-a încheiat, iar după rezultatele preliminare, Brașovul are o rată de promovabilitate de 31,57%. Asta înseamnă că județul nostru este pe locul 4 la nivel național. Rezultatele finale se vor afișa pe 1 septembrie. Din cei 681 de candidați care au fost prezenți în sălile de examen, doar 215 au trecut cu brio de sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat. În procente, asta înseamnă o rată de promovare de 31,57%, după Alba cu 35,27%, Neamț 32,56% și Iași cu 31,95%. Avem două școli care au un procent de 100% promovabilitate și 4 în care promovabilitatea, în păcate, este 0. Inițial au fost 981 de candidați înscriși la Brașov, dar 814 au rămas pe liste, ceilalți nu au reușit să promoveze examenele de corigență. S-au prezentat 681 de candidați, 2 au fost eliminați, iar 464 respinși. Dintre cei admiși, 175 au medii între 6 și 6,99, alți 36 medii între 7 și 7,99, iar 4 candidați au obținut medii între 8 și 8,75. În ultimele săptămâni, reprezentanții Comisiei de Sănătate din cadrul Consiliului Județean au vizitat mai multe unități medicale din tot Brașovul. Cele mai multe probleme sunt legate de situația juridică a terenurilor unde sunt amplasate anumite spitale din județ. Din punct de vedere juridic, terenul pe care se află Spitalul de Neurologie din Schei este într-o situație bizară. Sunt probleme ce țin de cadastru, de clădiri neîntabulate, de terenuri și așa mai departe. De exemplu, la Neuro, baza de recuperare, o clădire nouă și modernă, figurează în acte drept fâneață. Sunt lucruri de rezolvat urgent și care trenează, văd, de 20 și ceva de ani. Majorarea alocației de hrană pentru pacienți este un alt obiectiv al Comisiei de Sănătate a Consiliului Județean.
În acest moment suma alocată pentru pacienți este de 7 lei pe zi pentru hrană. Ni se pare extrem de puțin. Pacienții s-au plâns de calitatea mâncării din spitale. Prin urmare, facem apel la toți parlamentarii de Brașov să facă tot ce ține de ei, toate demersurile posibile în Senat și în Camera Deputaților pentru dublarea alocației de hrană pentru pacienți. Consiliul Județean a alocat suma de 60.000 de lei pentru construirea unei rampe la unitatea de primiri urgențe de la Spitalul Județean. În ședința ordinară a Consiliului Județean s-a solicitat modificarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Multe centre din subordinea instituției au nevoie urgentă de personal. Legea prevede ca în centrele pentru persoane cu nevoi speciale numărul îngrijitorilor să fie egal cu cel al beneficiarilor. Din acest punct de vedere, cele mai mari nevoi sunt la Complexul de Servicii Timiș. Acolo există 138 de beneficiari și doar 90 de angajați. În ședința de plen a Consiliului Județean s-a cerut majorarea organigramei cu încă 45 de posturi. Și a doua ședință ordinară de Consiliu Județean din actualul legislativ s-a terminat într-un timp record. Hale și județului nu au avut obiecții, iar cele 24 de puncte de pe ordinea de zi au fost votate în 30 de minute. Eficiența actualilor consilieri județeni s-a datorat în primul rând discuțiilor care au avut loc înaintea ședinței de plen în comisiile de specialitate. Acolo au fost dezbătute în detaliu toate punctele de pe ordinea de zi. Astfel, procedura de vot a mers ca la carte. Acest nou legislativ al Consiliului Județean Brașov, văd că a început să-și intre în rol și încet, încet și colegii cei noi au înțeles cu adevărat despre ce este vorba în cadrul acestor ședințe de plen de Consiliul Județean. Văd că a decurs foarte liniștit acest plen. La ședința de plen de marți au fost prezenți 30 de consilieri județeni. Brașovul este din ce în ce mai atractiv. Asta o spun investitorii străini care au văzut în orașul de la Poalele Tâmpei o adevărată oportunitate de a dezvolta afaceri. De la agricultură și până la managementul deșeurilor, orice proiect ar putea deveni realitate cu sprijinul unor oameni de afaceri din Cuveit. Grupul de investitori din Cuveit a făcut un mic popas la primăria municipiului Brașov pentru a analiza cu reprezentanții locali posibile proiecte de interes pentru economia brașoveană. S-a discutat în principiu despre investiții în domeniul agriculturii, dar și al managementului deșeurilor. Suntem deschiși în a le da informațiile necesare și în a-i ajuta în a se localiza în zona metropolitană, având în vedere specificul investițiilor pe care le doresc în zona agricolă, dar și în managementul deșeurilor. Ne-am spus în prima fază că există o strategie și o planificare foarte clară, atât în dezvoltarea economică, dar și în managementul deșeurilor. Ne bucurăm să fie aici și să sperăm că vor veni cât de curând să investească în Brașov. Autoritățile locale s-au arătat interesate de propunerile investitorilor, mai ales că noile proiecte ar putea crea noi locuri de muncă. Cred că municipiul Brașov, cât și județul Brașov, trebuie să trateze cu importanță persoanele care doresc să investească atât în municipiul cât și în județul Brașov, ținând cont că avem nevoie, pe lângă dezvoltarea urbană, să avem și o dezvoltare economică puternică, cel puțin egală cu dezvoltarea urbană pe care astăzi municipiul Brașov o are. Asemenea, investiții sunt foarte importante, având în vedere deschiderea autorităților locale la dezvoltarea noilor locuri de muncă, noi oportunități economice care pot apărea. Investitorii din Cuveit spun că zona Brașovului este foarte interesantă din punct de vedere al afacerilor. Mă simt ca și cum nu mi-aș fi părăsit țara. Simt că oamenii sunt foarte prietenoși și este o zonă foarte bună de dezvoltare și pentru a investi aici. Astfel de întâlniri între grupul de investitori din Cuveit și autoritățile locale vor mai avea loc și în următoarea perioadă, mai ales că până atunci se vor pune pe hârtie și ideile care au șanse mari să prindă contur în județul nostru. România continuă să fie o țară de emigrare. Cifre exacte aflăm în rubrica Biz, în care vă spunem detalii și despre proiectul de modificare a ordonanței ce vizează cinematografia. România continuă să fie o țară de emigrare. În 2015, numărul emigranților l-a depășit pe cel al imigranților cu aproape 58.000 de persoane. În cursul anului trecut, spre deosebire de 2014, bărbații au emigrat într-o proporție mai mare decât femeile, 59,9%. Și în rândul imigranților, tot bărbații au fost majoritari, adică 53,6%, potrivit Institutului Național de Statistică. De asemenea, migrația internațională temporară de lungă durată a fost negativă anul trecut, înregistrându-se cu 57.932 de persoane mai puțin.
Ministerul Culturii a făcut public proiectul de modificare a ordonanței ce vizează cinematografia. Potrivit acestuia, vor fi introduse taxe noi pentru televiziuni, furnizorii de telefonie și internet, dar și pentru cinematografe. Potrivit proiectului postat pe site-ul Ministerului Culturii, contribuția de 1% din veniturile realizate lunar va fi aplicată tuturor operatorilor economici pentru retransmisia emisiunilor de televiziune. Ordonanța prevede majorarea contribuțiilor cinematografelor de la 4% la 5%, iar în cazul în care acestea nu vor asigura anual 20% producții românești din totalul de filme difuzate, taxa va urca la 9%. Un euro valorează la cursul BNR 4 lei și 44 de bani, moneda americană este cotată la 3 lei și 98 de bani, iar francul elvețian valorează potrivit specialiștilor 4 lei și 6 bani. Gramul de aur a înregistrat o ușoară creștere și este cotat la 169 de lei și 7 bani. Cine nu a ajuns încă pe litoral o poate face de acum mai ieftin. Tarifele sunt mai mici pentru această perioadă, cu până la 70%. Din această săptămână a fost lansat programul Litoralul pentru Toți, care cuprinde oferte avantajoase la unitățile de cazare. Tarifele similare cu cele din primăvară ale acestui program sunt cu până la 70% mai mici decât cele practicate în vârf de sezon, potrivit datelor Federației Patronatelor din Turismul Românesc. De exemplu, pentru zona Mamaia Constanța Eforie, pentru un sejur de 6 nopți, tariful la un hotel de Ostea este de 205 lei, fără mic dejun inclus, și poate ajunge până la 605 lei pentru un hotel de 5 stele cu mic dejun inclus. Pentru sudul litoralului, tarifele pentru această ediție, sejur 6 nopți de persoană, sunt cuprinse între 159 de lei pentru un hotel de Ostea fără mic dejun și 469 de lei un hotel de 5 stele cu mic dejun inclus. Pe de altă parte, CFR a anunțat că va menține în circulație și în prima parte a lunii septembrie trenurile Litoral, care asigură legături directe între principalele orașe ale țării și Mangalia. Rutele vor fi anulate începând cu data de 13 septembrie, iar modificările vor fi anunțate la nivel local în gări, precizează CFR. Vom avea parte de o toamnă lungă. Temperaturile pentru următoarele 3 luni sunt ceva mai ridicate decât media climatologică obișnuită. Cel puțin asta anunță meteorologii. În ceea ce privește precipitațiile, în următoarele luni acestea vor fi în parametri normali. Meteorologii estimează că vremea va fi ceva mai caldă în luna septembrie în sud-estul țării și în luna octombrie în restul regiunilor. Se arată în prognoza pentru lunile septembrie-noiembrie 2016, realizată de Administrația Națională de Meteorologie. Pentru octombrie, vremea se anunță mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a teritoriului, iar cantitățile totale de precipitații vor fi apropiate de normă în sud-estul și local în sudul țării, iar în restul teritoriului vor avea o tendință spre excedent. Media multianuală a lunii octombrie este de 9,6 grade Celsius. Cele mai scăzute temperaturi medii sunt înregistrate potrivit normelor climatologice în zona Transilvaniei, până la 10 grade Celsius, iar valori termice medii mai ridicate în Dobrogea, până la 14 grade. În privința precipitațiilor, media multianuală lunară, conform măsurătorilor, este de 43,5 litri pe metrul pătrat. Pentru noiembrie, estimările indică temperaturi apropiate de normă în cea mai mare parte a țării, posibil mai ridicate local în sud, sud-est și vest. Media multianuală a lunii este de 3,8 grade Celsius, iar cele mai scăzute temperaturi medii sunt înregistrate de regulă în Transilvania și Moldova, până la 5 grade Celsius, iar cele mai mari în Dobrogea, până la 8 grade Celsius. În ultima vreme, mai multe personaje din viața politică brașoveană au pus la îndoială activitatea membrilor Comisiei de Sănătate. Consilierul județean Mariana Sebeni susține că reprezentanții acestei comisii nu vor fi niciodată intimidați de acțiunile irresponsabile ale unor personaje din viața publică brașoveană. Ea susține că sănătatea brașovenilor reprezintă principala grijă a consilierilor județeni din Comisia numărul 7. Niciodată nu o să votăm ceva în necunoștință de cauză. Consider că este extrem de important să mergem la fața locului și să identificăm problemele pe care le avem de rezolvat împreună cu ceilalți consilieri. Chiar ați fost în spitale? Am fost în aproape toate spitalele, vizitele de informare nu s-au terminat. Ieri am fost la mai multe dintre spitale, inclusiv la cel de la Sânt Petru, despre care am auzit că am fi blocat activitatea. Conducerea acelui spital ne-a asigurat că nu am blocat în niciun fel activitatea. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Brașov TV. Sunt Silvana Voroveanu. La revedere!